Vreau să vă prezint unul dintre proiectele mele de suflet, o casă la Sinaia, de altfel singura casă făcută în stil maramureșan din această localitate, construită undeva în anii 70 și care a fost complet modificată. Interiorul nu mai seamănă deloc cu ce a fost, deși la exterior am păstrat multe din lucrurile existente. Încă din hol uh, uh, se va putea vedea transformarea față de cum era înainte, și stilul acesta rustic pe care l-am abordat aici uh, a fost adaptat cu tehnologii și sisteme moderne. De aceea am încercat să fie totul mascat, respectiv prezența caloriferului uh, dar și partea tehnică, de rutare, de tot felul de alte device-uri, inclusiv tabloul electric care este în spatele ușii, așa că zona de hol a devenit mai primitoare, fereastra, golul care exista înainte a fost păstrat, dar nu mai este împărțit, și lasă loc pentru priveliștea din Sinaia, iar mai departe, inclusiv modelul ușilor, l-am reprodus după cel original și haideți să descoperim living În living am avut de rezolvat multe lucruri, toată atmosfera este de poveste, dar eu încerc să vă explic și lucrurile funcționale. Și mineul a existat aici. Pe colț, dar a fost complet modificat, în sensul în care a fost reconstruit pentru că s-a constatat că nu mai era cu un randament bun, și toată partea exterioară de placare, de tratare estetică a fost adaptată la noul stil. Și noul stil este unul rustic în care. Poveștile din România și simbolurile sunt uh, combinate între diferite regiuni. Uh, proprietarii sunt din Dobrogea și ei uh, sunt foarte pasionați și de stilul din Dobrogea. Așa că, la exteriorul casei, uh, elementele decorative sunt de acolo, iar la interior am dus povestea într-o notă colorată, dar totodată luminoasă și se face un contrast între exteriorul de culoare închisă și interiorul foarte luminos. Acum, spațiile pe lângă faptul că sunt aici, ele erau și foarte fragmentate și sunt în continuare, doar că acest lucru nu se mai simte, respectiv mai multe uși și ferestre, și atunci cum am încercat să ordonăm spațiul am venit cu uh, zonele acestea de măști de calorifere care preiau uh, practic uh, aspectul tehnic al caloriferelor, iar ferestrele sunt îmbrăcate cu o tâmplărie care la exterior are o culoare, Diferită față de interior, și iar la interior este un verde pastel. Sunt foarte multe detalii, respectiv și aceste detalii de la nivelul decorațiunilor textile, tot ce înseamnă suprafețe mari, în schimb. Le-am tratat simplu, cum ar fi canapeaua care este Iunii, tocmai ca să se vadă pernele. Fotoliu, care are la fel pizzeria Iunii, și imediat decorul de pernă se observă. Și mineul alb, pentru că este masiv, dar e în relație cu pereții albi, care au permis aceste decorațiuni. Mobila, la fel, blaturile le-am prevăzut din lemn ca să infuzăm caracterul rustic, și am mai făcut ceva, deși încăperea este joasă, adică are undeva la 2-30 uh, metri înălțime. Am uh, creat uh, aceste uh, elemente, această linie de elemente din lemn uh, în combinație cu un decor pe plafon. Decorul pe plafon a fost realizat cu un tapet care are textură, ca de țesătură. Iar la nivelul tâmplăriei au făcut un joc interesant. În loc să fie decorul deasupra ușii, aici este încadrat pe drept, dar decorul se mută în lateral, astfel încât se creează o linie și o proporție foarte, foarte plăcută. Deci, funcțional, am rezolvat în sensul în care, deși sunt multe uși, să existe traseu de circulație, asta înseamnă centrul camerei liber, după care am poziționat totul în funcție de prezența șemineului și am venit cu partea de a masca cât mai mult din lucrurile actuale, cum ar fi caloriferele, care sunt cumva deranjante pentru aspectul rustic. De asemenea, și corpurile de iluminat sunt adaptate acestui stil. Să mergem mai departe. Aici vom descoperi zona de locului de luat masa. Și ceea ce pot să vă zic este că e foarte interesantă această căsuță. Are centrul casei destinat hornului, și atunci unde existau inițial sobe, am folosit acest lucru. Iar aici am optimizat spațiul pentru că a fost creat un loc generos de banchetă. Bancheta asta este mai lată decât se face de obicei, dar este și un foarte binevenit spațiu de depozitare pe care nu l vezi, nu încarcă pe verticală și e un loc unde îți vine să stai, nu doar la masă, dar și să privești pe fereastră. De asemenea, caloriferul de aici este îmbrăcat, mascat, și un lucru foarte, foarte interesant, faptul că masa este cea veche, care a fost găsită în casă, respectiv de la fosta proprietară, o doamnă în vârstă, dar și masa și scaunele care au fost păstrate au fost decapate și lăsate așa pentru un aspect rustic. De asemenea, aceste corpuri de iluminat au fost realizate pe comandă după desenul meu și al colegilor mei, astfel încât ele să poată fi realizate cu formă, culoarea și motivul decorativ pe care l-am dorit. Am recuperat și o parte din elementul decorativ de la nivelul sageacului casei, în sensul în care au fost, wow, cu mici defecte și proprietarii nu l-au dorit neapărat la exterior și atunci el a fost vopsit într-un gri deschis și pus, am plasat aici, mă e foarte bine venit. Locul de sobă a fost înlocuit cu locul de godin. Și ca să nu existe probleme la nivelul finisajului pereților, adică dacă uh, iese fum sau se întâmplă ceva, zona să fie protejată. Și atunci uh, am avut în vedere ca aceleași placări ceramice care se găsesc și în restul casei să fie și aici, ele sunt și decorative. Și uh, forma goginului este aleasă astfel încât să se potrivească în acest spațiu. Am rotunjit toate lucrurile astea, adică le-am prevăzut să fie rotunjite, ceea ce le-a dat mari pătrâi de cap uh, meșterilor. A trebuit uh, și noi să căutăm acest tip de profil care se poate. Curba. Nu toate profilele decorative se pot curba, și uh, la vremea aceea am găsit un profil decorativ care se curba doar pe o rază de un metru. De aici a rezultat și uh, această formă, inclusiv la nivelul pardoselii, am venit cu zona pe curb. Uh, parchetul în toată casa este unul special în sensul în care rezistă la umezeală, pentru că ne-am gândit, suntem la Sinaia, în perioada de iarnă, dacă e să se mai scuturi lumea de zăpadă sau să circule încălțată, atunci acest parchet rezistă la uzură, este de 7,5 mm, adică subțire, dar un material mai nou și Deschis la culoare, ceea ce ajută foarte mult ca restul obiectelor din lemn să iasă în evidență. Casa este una care permite circulația dintr-o cameră în cealaltă, iar aici o să vă invit la bucătărie unde am hotărât să nu mai punem ușă. De ce? Pentru că am modificat total, total spațiu bucătăriei, dar și pentru că avem o, o zonă de circulație și o zonă în care lumina naturală pătrunde la interior. Și lumina naturală de unde vine? Ei bine vine de la uh, ușa care este către partea din spate a casei, unde este grădina, ușă pe care am prevăzut-o cu geam, și ce mă bucur că e o zi însorită și se vede cum anume această lumină pătrunde către interiorul casei, dar totodată, atunci când stai la masă, ai priveliște către exterior, către grădină, deci simți că ești în vacanță. Iar în spațiul nou câștigat, am amplasat tot ce înseamnă lucruri tehnice, centrală termică, țevăraie, distribuitor de căldură, tot felul de țevi, inclusiv s-a câștigat un spațiu de depozitare și totul a fost tratat frumos, simplu, cu uși tip obloane. Iar modificările la bucătărie o să vă ajute și imaginile înainte și după. Amenajare, pentru că sunt foarte, foarte multe schimbări, și e greu de înțeles că același spațiu a fost inițial într-un fel și acum e în un alt fel. De ce? Casa fiind pe bârne, are structură portantă, adică nu puteai să intervii pe alte goluri sau să dai alte ferestre, sau în sensul acesta, și nici găuri în pereți ca atare, aici unde este hota și plita, exista inițial o ușă. Și practic ne-am folosit de golul existent pentru a amplasa hota care avea nevoie de evacuare, peretele s-a zidit, iar în afara casei s-a creat un model decorativ astfel încât să nu întrerupem fațada deci, limitările la bucătărie au fost foarte mari pentru că ea nu a fost organizată din start ca o bucătărie firească, și atunci uh, s-a pornit de la prezența locului de gătit. După care am avut în vedere un blat uh, generos și ne-am orientat după înălțimea existentă pentru a împlasa un. Uh, loc pentru combina, frigorifică, astfel încât să nu ia din lumina naturală, de aceea am prevăzut-o cumva în același plan, aproape cu uh, mobila din hol, ca acest volum să nu ne uh, dea o senzație de inconfort. După aceea, o altă modificare importantă a fost la nivelul... Uh, organizării accesului. Inițial, pe aici se intra în baie și peretele comun între bucătărie și baie exista după acest stâlp, dar aici structura ne-a permis acest decupaj am păstrat stâlpii care erau absolut esențiali, inclusiv grinda, dar am îmbrăcat stâlpul, el a devenit element decorativ și ne-am folosit de instalațiile existente cu înainte, de poziția lor, respectiv de traseul țevii de apă, asta încât să amplasăm aici zona de chiuveta Și da, provocarea cea mare a fost cu organizarea acestui spațiu de bucătărie împărțit cumva în două flancuri, pe două flancuri, dar și crearea unui acces fix către pod, pentru că în timpul amenajării acestei căsuțe, parter, proprietarilor le-a venit ideea să Ansardeze și podul. Deși nu și-au uh, uh, bugetat acest lucru înainte și nici noi nu proiectaserăm partea de pod. Dar ei au spus, nu, uh, dacă tot investim în această casă, vrem să folosim și podul. Și iată-ne în ipostaza în care noi avem un chepeng pe care nu prea puteam să îl lărgim. Să... A fost foarte, foarte dificil pentru că, vă repet, casa are structură portantă și cu ajutorul uh, uh, domnilor care au făcut pe comandă tâmplăria mobila și scara, scara e din masiv, am găsit o soluție astfel încât această scară să nu ne împiedice nici la bucătărie. Și atunci, noi am prevăzut-o cât mai în uh, lateral, aproape de perete, astfel încât o fața chiuvetei să nu ne deranjeze și să existe un flux de la chiuvetă pe partea cealaltă a bucătăriei, dar totodată am calculat panta scării astfel încât să existe acces fără probleme și prin spatele ei și să existe loc de manevră ca atare, nu întâmplător, aici au pus și zona de cafea, de cafetier, și da, le-am grupat pe toate. În rest, da, sunt foarte multe detalii. Proprietara, o doamnă extraordinară și care s-a implicat până la cele mai mici detalii. Îi mulțumesc că. Uh, la un moment dat, i-am întrebat, dar sunt prea insistentă, dar uh, te enervez uh, și am zis, nu, este firesc. Uh... Să fie atât de implicată, a căutat tot felul de lucruri și m-a întrebat pentru orice. Dacă suportul de hârtie e ok, dacă farfurile sunt ok, ce fel de pahare să cumpărăm, deci până la cele mai mici detalii, dar a ieșit până la urmă superb și asta și datorită implicării ei, inclusiv partea de mânere a fost foarte, foarte atentă și uh, a încercat să găsească un model care să se potrivească cu modelul uh, mânerului ușii de la intrare. Și da, până la urmă am reușit cu aceste detalii. Iar aici este baia, baia care s-a micșorat, dar nu întâmplător. Pentru că înainte baia avea două uși și era ciudat, pentru că nu puteai să ai intimitate, o ușă se deschidea din zona de bucătărie și alta ușă se deschidea din zona de dormitor. Așa am micșorat baia, pentru că am eliminat cada și acum s-a creat o zonă de cabină de duș, dar am și eficientizat totul. De ce? Pentru că am prevăzut o vas de toaletă suspendat, s-au și creat cu ocazia asta placările cu niște motive care tot ne duc în zona de rustic, iar zona de oglindă și lavoar, am tratat-o la fel, lavoarul este realizat pe comandă, mobila pe comandă, iar oglinda, deși are LED, am găsit-o într-un stil care se potrivește aici, corpurile de iluminat cu detalii tot din lemn, care să se potrivească acestei povești rustice și da, inclusiv aici am prevăzut mascarea caloriferului, tocmai pentru a atenua cât mai mult din elementele tehnice. La zona de duș s-a creat o nișă foarte frumoasă și zic foarte frumoasă pentru că a fost o bătaie de cap la montajul faianței, astfel încât în jurul ghișei, placată cu faianță, să rezulte un model foarte frumos. Acum văd și partea de stâlp și vreau să spun că aici tot pe comandă au fost făcute aceste placări pe care le-am prevăzut din ceramică similară caclelor de sobă, ca atare le-am comandat la Târgu Secuiesc, iar domnii de acolo au înțeles perfect că avem nevoie și de elemente de colț, așa ceva nu se găsesc, deci toată partea asta a fost realizată pe comandă, după care tot pe comandă au fost realizate aceste brâuri din lemn masiv, care au îmbrăcat stâlpul. Sigur, mai avem aici un calorifer și a fost prilej pentru crearea unui nou loc de depozitare, dacă e nevoie, iar mai departe ajungem în dormitor. Dacă ați observat, casa este circulară, și, în dormitor, am eficientizat de asemenea spațiul. Caracterul rustic este mai departe infuzat. După cum vă spuneam, au fost combinate elementele din mai multe regiuni ale țării. În cazul de față, piesa accent este patul în stil sasesc, toblia clar vorbește despre acest stil, iar pentru că ne-am dorit ca patul să fie elementul central, în jurul lui a fost creat un spațiu de depozitare simplu. A fost prevăzut această placare cu lemn care să infuzeze senzația de rustic și fronturile ușilor din MDF vopsite în alb au uh, acest model repetitiv car de uh, lambriuri. I iarăși, detaliile contează cu mânerele uh, care au fost alese astfel încât să se potrivească și mai e un lucru uh, interesant, de fapt, sunt foarte multe lucruri interesante, inclusiv faptul că noptierele au fost... Uh, Create din butuci de lemn tratați, decupați și așa mai departe, dar pe perete, în dormitor, sunt niște farfurii decorative realizate chiar de către proprietară, care este foarte pasionată de zona asta de bricolaj și își găsește. Uh, cumva, refugiul și relaxarea în a decora obiecte. Ele se văd cam uh, peste tot. Iar aici, în zona aceasta, pentru a nu, nu fi foarte uh, obositor până la urmă, ca și uh, prezență tehnologică și nuanță, am făcut un artificiu pentru a mascat televizorul. Deci piesa asta arată ca un dulăpiol, dar de fapt ea a fost calculată astfel încât dacă se deschid ușile, ele să aibă loc stânga-dreapta, să nu incomodeze, deci poate rămâne și așa deschis pentru vizionare, dar odată închisă, ele maschează prezența acestui element acestui aparat și totul rămâne din nou rustic și comodă cu mânerele ei cu tot realizată pe comandă și zonele astea de cuier mici totul, totul a fost foarte bine gândit, foarte în detaliu am anunțit. și ajungem unde ajungem din dormitor ajungem de unde am plecat inițial și anume din spațiul livingului. dacă ar fi să fac un rezumat aș spune că este un ambient care te transportă în lumea copilăriei, mai ales dacă copilăria a fost petrecută undeva la bunici. E o casă care vorbește despre România în toate formele ei și din toate regiunile. Este, până la urmă, un stil rustic, relaxant, un stil care te lasă să te bucuri pur și simplu de compania celorlalți, fără să-ți faci grijă vis-a-vis -vis de decor sau de întreținerea obiectelor și finisajelor. Evident că știu că sunteți curioși să vedeți și spațiul din pod care a devenit masartă, dar asta în episodul următor.